Pentru bolnavii și medicii Spitalului Județean Giurgiu, fundația din Japonia reprezintă singura salvare. După ce au așteptat an la rândul ca spitalul să primească aparatura atât de necesară și de multe ori pacienții au luat drumul Bucureștiului pentru a fi tratați din lipsă de dotări a unității medicale giurgiuvene, ajutorul a venit de la 9.000 de kilometri departare. Fundația Ito Supporting Company din Japonia a donat bani pentru modernizarea spitalului. Primul ajutor a venit în urmă cu câțiva ani, când japonezii au mobilat și dotat cu aparatură în valoare de 14.000 de euro secția de pediatrie. Nu s-a oprit aici. Aparatura medicală în valoare de 12.000 de euro va ajunge în scurt timp în cele mai multe secții ale Spitalului Județean, ca urmare a unei noi donații venite din partea fundației japoneze. Reprezentanții Ito Supporting Company au făcut și o vizită la spital și au încheiat un protocol de colaborare cu unitatea medicală. Aici putem intra că este liber salonul. Suporturile pentru perfuzii, toate sunt aici. 今院長先生のお話からもよく分かりましたが、am avut ocazia să înțeleg prin prezentarea doamnei director faptul că spitalul dumneavoastră este un spital care acordă îngrijiri medicale practic unei toate populație care include pe cei mai săraci dintre cei de aici. Fostul director al Spitalului Județean, dr. Elena Dinu, a prezentat informații despre unitatea sanitară. În ciuda nevoilor urgente din acest spital, bani nu s-au găsit niciodată, astfel că japonezii au devenit singura speranță a bolnavilor și un real sprijin pentru medicii de aici.